mulțumesc pentru prezență. Iar dacă suntem în săptămâna mare, în hotărâre de astăzi să organizăm această ședință ordinară. Avem pe ordinea de zi un număr de 96 de proiecte de hotărâre și mai avem un proiect de hotărâre pe notă suplimentară. Datorită faptului că astăzi am primit o sumă de bani de Spitalul Dragoneanu de la Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de aparatură medicală. Dau cuvântul doamnei secretar. Bună ziua! Ședința este la constituită din numărul de 11 consilieri sunt prezenți 19. Dacă sunt discuții pe marginea procesului de bază la ședința anterioară, desfășurată la data de 4 aprilie. Dacă nu sunt, suntem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate, votat. Președinte de ședință pentru această lună este domnul Culescu Vasile. Precedez faptul că toate proiectele aflate pe ordinea de zi au primit avizul de legalitate din partea secretarului orașului. Permiteți-mi să vă reamintesc că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse în dezbatere și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. De respectarea acestor prevederi legale a trebuit unitatea absolută a hotărârii adoptate. Da, aici la proiectele 25-26, solicitați să nu participați. Eu da, dar proiectul de interior. 3.57. 3.57. După atât și după atât. Bun, pentru a fi mai operativ, am să vă rog să dăm cuvântul domnului președinte Șericiu să dea citire proiectului de hotărâre. Înainte de acest lucru, în primul rând, am omis la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe sau de evadul acestui nume. Am înțeles că la sfârșitul ședinței cei care servează ziua numele vor servi cu un pahar de apă. În ziua de naștere. Așa, ziua de naștere, domnul Gică, la mulți ani. Care putea și are, nu putea. A, în numele așa pare. Ca urmare a unor discuții cultate cu reprezentanții Rosal și a discuțiilor care ați făcut de asemenea noastră în Consiliu, în, pe comisii, am lăsat proiectul de numărul 2, datorită faptului că nu am trimis documentația necesară pentru a stabili cu exactitate valorile care le-au solicitat. Așa că vom depune acest proiect de hotărâre după ce domnul și va reveni că am înțeles că are probleme de sănătate și pe înțeles că ceva trebuie să facă documentele necesare pentru a vă convinge cu acele mărit de taxe. Și începem cu consensia. Da, ceea ce la cel în rază memorului din Petru sunt în exact. Exact. Poți fi drumul și Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură.
Dacă nu sunt, vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 4, privind încetarea contractului de închiriere pentru locuința ANL din orașul Târgu Neamț, strada Ștefan cel Mare, bloc pe 1, apartament 39, comisia 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Mulțumim. Întrebări, interpelări, observații, dacă nu sunt. Pus spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținere împotrivă. Și acest proiect de hotărâre a fost validat. Proiect numărul 5. Privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu aflat în incinta ambulatorului de specialitate a orașului Târgu Neamț, respectiv în cadrul policlinicii, situat în bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 35, aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Întrebări. Dacă nu sunt, sunt pus pe aprobare. Votul pentru. Împotriva, ține număra invitată și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 6. Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajei și Iosoi, în suprafață totală de 100 hectare, teren aparținând domeniului privat a orașului Târgu Neamț. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Întrebări, interpretări, intervenții, dacă nu sunt, votul pentru. Împotrivă, abțineri. La unanimitate și acest proiect. Aici avem acum de rezolvat încă o problemă. Trebuie să două comisii de organizat, o comisie pentru licitația publică a pajei Iosoi și o comisie pentru contestație. Comisia de economică, pe cine ați propus? Am propus pe domnul Onu și domnul Gicăonu. Domnul Gicăonu la membru în comisie și la supleanți? Doamna Brânceanu. La contestații? La subiața contestației, domnul Ilescu. Comisia numărul 2, propuneri. La licitație, face că domnul Andrei, supleant Bursan, la... Mergi contestați, comisia de contestație. Vasile și Romulescu între. Mulțumesc. Comisia numărul 3, propuneri. Comisia numărul 3 a fost domnul Cosma și supleanul domnul Brescu. Da. Iar la contestații domnul Bartic și supleanul domnul Vitelat. Da, mulțumesc. Mai sunt 7 propuneri din partea noastră. Dacă nu mai sunt, să vedeți că... Buletine. Și... După ce vor veni buletinele de vot, o să spuneți prea aprobare și aceste două comisii. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, adoptat prin hotărârea Consiliului Local numărul 125 de 30 iunie 2016. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Întrebări la acest proiect de hotărâre? În regulă. Votul pentru. Abținere împotrivă. Domnul a indicat de proiect a fost adoptat. Proiect numărul 8. Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 24 din 7 mai 2009 prin act adițional. Comisia Economică. Comisia de Cultură. Comisia de Cultură. Intervenții la acest proiect de hotărâre. Vă spun aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 9 privind aprobarea exerciției bugetare la data de 31 martie 2019. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Intervenții la acest proiect de hotărâre.
modificarea articolului 18 alineat 4 din contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare stradală a orașului Târgu Neamț, numărul 73, din 28 aprilie 2017, prin act adițional Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Cine este pentru? Abținere împotrivă, în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 11, privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 20 din 31 ianuarie 2018, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat. Comisia Economică. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Întrebări? Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiect numărul 12, privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 21, 31 ianuarie 2018, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Intervenție la acest proiect de hotărâre. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 13, privind aprobarea organic grabii și statului de funcție a Spitalului Rășinesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamț, valabil de anul 2019. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 14, privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării unui teren proprietate privată. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate de vot. Proiect numărul 15. Privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț, situat în bulevardul Ștefan Cioloș, loc IEM, scara AVEN, suprafață de 20 de metri pătrați, către cabinet medical de medicină dentară, Sodomano Iulian. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia 3. Intervenții. Dacă nu sunt, voturi pentru. Împotrivă, abțineri, în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț, situat în strada Inginer Sevatin, lungul loc A10, scara B, apartament 18, în suprafață de 14 metri pătrați, către SC Consulting SRL. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Discuții pe partea acestui proiect. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 17, privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui teren pentru desfășurarea activității de procesare a lierului, teren aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Nu participați la vot. Nu participați la vot, da, domnul Mulescu. Cu 18 voturi, proiectul a fost adoptat. Proiect numărul 18. Privind aprobarea contribuției Consiliului Local Oraș Târgu Neamț pentru decernarea Premiului Național de Proză Ion Preangă, Opera Omnia, ediția 3, 1 mai 2019. Comisia Economică. Comisia Onorabilă, precizarea că e 18 mai și 1 mai. 18 mai. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Intervenție la acest proiect. Cu amendamente făcute de domnul Rusandescu. Da. 18 mai. Votul pentru. Împotrivă, abține, unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului aferent organizării manifestărilor
Ziua Eroilor, Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei, respectiv 9 mai 2019, Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Voturi pentru. Împotrivă, abțineri, unanimitate, acest proiect a fost adoptat. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a bugetului aferent organizării festivalului Bucuria Luminii, ediția 11, 30 aprilie 2019. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Întrebări. Comisia de aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate de vot. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării calendarului unității Casei Culturii Ion Creangă de Târgu Neamț în 2019 și a bugetului aferent organizării manifestărilor pe această perioadă. Comisia Economică. Comisia de Cultură. Comisia de Cultură. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate de voturi. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Fece Ozana Târgu Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public local. Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Cine este pentru? Dacă îmi permite, dacă nu reușesc să plasez echipa în primele trei locuri, o să avem înapoi? Dacă nu le spune, ok. Da. Cine este? Acum avem multe dau mai înapoi? Avem intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt, votul pentru, împotrivă, abține, unanimitate și acest proiect de hotărâre. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de anumite sau bugetului aferent organizării activității de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Comisia Economică, Comisia de Urbanism, Comisia 3. Voturi pentru. Împotrivă, abține, unanimitate. 24. Proiect de hotărâre privind deblocarea în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orășănesc Târgu Neamț, Comisia Economică, Comisia de Urbanism, Comisia de Cultură. Întrebări. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, acest proiect a fost adoptat. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei împarcările cu plată din orașul Târgu Neamț, Comisia Economică. De Urbanism. De Cultură. Discuții. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu participa domnul Bursan, domnul Consiliu Bursan. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de deblocare cu marcările de reședință în orașul Târgu Neamț, Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Comisia de Cultură. Intervenții. Nu sunt discuții. Voturi pentru. Împotriva, abțineri. Participă domnul Bursan. Cu 20, cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La nota suplimentară, va informa domnul primar despre ce este vorba. E vorba de rectificarea bugetului local și a listei de investiții de anul 2019, o sumă venită de la destinații de la Ministerul Sănătății. Către... Și vorba de 201.000 lei, suma alocată de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea de aparatură la Spitalul Orășănesc Târgu Neamț. Dacă aveți întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre. Pentru care secție să faci achiziția de mare? Nu, pentru că la general te-am văzut la Sibiu. Sunt mai multe solicitări făcute, dar în prima fază am venit la 200 de mici. Nu știu exact. Nu știu exact. Am înțeles că o să cumpărăm ecograf, ceva de sincer. Dacă nu mai sunt întrebări la acest punct, am văzut în zi, vă să pot spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în onabilitate, acest proiect de hotărâre a fost. Avem niște informări pe care le-ați primit în comisia de plecare. Răspunsul a fost dat conform scrisul găsit în caietul de procese verbale. Domnul jurist s-a ocupat de transmiterea acestor adrese către
cauze. La punctul 2 am auzit vizit diverse. Dacă doriți să vă ascultați. Facem vot. Dați informare. A, și votul. Și votul. A, și votul. Aș solicita departamentului de resort, și anume la cei care eliberează autorizațiile de funcționare și la urbanism, cred, să ne informeze dacă cei care au deschis acel magazin la central, la etaj, l-au apelat într-o zi și pe domnul viceprimar, da. Sănătate, domnul primar. Dacă plătesc tot spațiul acela de reclamă pe care și-au afișat acele... Da. Pentru că totuși e inestetic din punctul meu de vedere și nu știu cum se simte creangă în fața la Asia Shopping acolo, totuși. Turiștii noștri vin în oraș și dau cu ochii de Asia Shopping. Eu n-am o problemă cu cei care creează spații, dar noi, primăria, când eliberează autorizațiile de funcționare, cred că ar trebui să, prin regulamentul pe care îl avem, sau noi să ne scriem un pic regulamentul, să le punem niște reguli. Au voie de reclamă, nimic împotriva acestor lucruri, dar o reclamă totuși un pic mai necolorată. Deci ar zic pe toate geamurile și plătesc tot, plătesc tață de reclamă în funcție de suprafață, cum cu regulamentul care l-avem în vigoare. Plus că au făcut o expertiză la spațiu, ei au demolat pe profesor, deci am educat inclusiv actele care le-au la inspectoritatea noastră. Totul este... Da, din punct de vedere legal, nu vă contrazic că sunt în regulă, dacă... este clar inestetic. Deci am să țin punctul meu de vedere, nu este clar inestetic. Dar nu știu dacă am putea numai... Trebuie să cadrez în anumite aspecte, culorii, emisiuni, e un reglament. Vorbim de arhitectura clădirii, clădirea e un an indemnată. Vorbim de ce au pus el de geam. Da. Noi, la regulamentul care l-am firmat acum în vigoare, se specifică clar că în funcție de dimensiunea reclamei respective și, bineînțeles, nu conțină cuvinte obscene, mă rog, se plătește la anumite taxe. Nu pot să impun, adică nu pot să impun, nu am acum, doar dacă facem un an regulament, să zicem de anumite culori sau de asta. Dar așa cum știu că este precis? La reclamă nu este culori, este la culoare la acoperiș, la culoare fațată și reclamă nu este. Nu pot să-ți spun eu dacă vând un produs galben, nu pot să zic eu fără alb. Nu, dar de cuielele decorative. Verificăm și vedem. Da, nu știu, dar nu va crea. Eu am spus-o ca și este la orașul de nu, aș dori doar să vă urez și dumneavoastră, stimați colegi, și tuturor cetățenilor sărbători liniștite și comentarii. Nu. Alte intervenții, domnul să dispun? Nu mult jumătatea oamenii de acel spațiu, care, în sfârșit, e investirea gratuită. Am o dilemă, ca să zic așa. Nu e, e o chestie simplă și vorbesc cu mai prejurit. În privința adresa noastră, trimise către ei, precizați că din analiza acestor prevedere care, din cele expuse de către noastră, deci din documentul prezentate, rezultă că organizația noastră este de interes public, nu are statut de utilitate publică. Da. Trebuie o formulare pe care am ocupat. Eu, personal, nu am înțeles. Adică da. E posibil și ei spun întrebări că... Dar și așa spune. Dacă este de interes public, nu au statut. De utilitate publică, două... Da, da. Două... Da, utilitatea publică se provedește ori prin legiu, ori prin hotărâre de guvern. Ei, ori în asistență medicală, sunt înființați ca și formă de organizare a profesiei prin legiu, dar ca și interes public, având un statut de interes public, bună utilitate.
Da, adică da, îi plătească pe ei. Adică ordonanța de urgență 144, în baza căreia ei sunt înființați? Păi ce spune aici, la articolul 13, care ne-am menționat până la urmă? Adică caracterul de interes public. Da, păi sunt de interes public și nu sunt de utilitate publică. E diferență între interes public și utilitate publică, ca și motivul de juridic. Bun, trebuie să vă arătoare și de care nu știu. Sunt mai grave de asta. Da, da. Din mare. Conținerea, conținerea. Dar nu știu nimic. Domnul Corangeaz, după de intervenție, dacă nu treci, da, domnul, face acolo mai curând. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Sărbătorile pascale ne bat la ușă. Vreau doar un singur lucru să vă rog pe partea organizatorică. Știți foarte bine, orașul Târgu Neamț este tranzitat și vizitat, în același timp de foarte mulți turiști și vreau, nu știu, domnul primar, domnul viceprimar, să încercăm pe cât posibil, nu știu, să trimitem în poliția locală pentru fluidizarea traficului. Mai ales la orele de vârf. Avem o problemă cu circulația autoturismelor în această perioadă și să nu aibă, să întâmpine dificultăți turiștii în tranzitarea orașului. Transmit din partea grupului consilierilor PNL un sincer la mulți ani colegilor noștri și tuturor sărbătoriților, iar tuturor târgoveților și dumneavoastră, stimați colegi, să aveți sărbători liniștite, mese cumpătate și un suflet liniștit. Vă mulțumesc! Și dragă mulțumim, domnul consilier. Domnilor consilier, vă rog frumos să participăm la vot. În ordine alfabetică, folosiți cabina de vot să urmă. Vei că l-a fumat. Procesul electoral, cheia de azi, 23.7.2. Deci, în cadrul Comisiei de Validare a Consiliului Local de Orașul Chișinău, numită prin hotărârea Consiliului Local 119/24/6/2016, membrii în privința Comisiei cu ocazia procedurii de numărare a voturilor privind proiectul de hotărâre de aprobare a chinei prin licitația subiectului capajul și subsoie, scofață de 100 hectare, teren aparținut în domeniul privat orașului Bezdeam, s-au constatat că din Comisia de Licitație fac patru următorii membri. Vreau să prezint numărul de voturi. 1 ciclă. Deci, 19 voturi existente. 19 voturi valabile exprimate. Încălzire de vot amânat e 1. 1 ciclă. 17 voturi pentru, 1 împotrivă. Acel pe noi am 3. 16 voturi pentru, 2 împotrivă. Cosma Daniel, 13 pentru, 5 împotrivă. Vânceanu Maria, 15 pentru, 3 împotrivă. Vârstan Ciprian, 17 pentru 1 împotrivă, Lucrețul Vasile, 14 pentru 4 împotrivă, Mesticeanu Ciprian, 16 pentru 2 împotrivă, Dron Vasile, 16 pentru 2 împotrivă, Vițelarul Ilie, 15 pentru 3 împotrivă, Ilescu Constantin, 14 pentru 4 împotrivă, Cumulescu Traian, 15 pentru 3 împotrivă, Partid Gheorghe, 17 pentru 1 împotrivă. Mulțumim, domnule. Vă spun în atenție dumneavoastră pentru a vota membrii Comisiei de Licitație. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Am votat proiectul de hotărâre noastră. Acum votăm comisia. Comisia. Cine face? Ascultați-vă, dacă nu știți, de fapt, de azi ați aprobat în comisie, ați uitat. Comisia de membri pentru contestații. Domnul Bistriceanu Ciprian, domnul Dron, domnul Vițelar Ilie. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Abținere împotrivă, domnul Adimitate și membrii supliați de la contestație, domnul Ilescu Constantin, domnul Cumulescu Traian, domnul Martin Gheorghe. Cine este pentru? Am aprobat comisiile. Dar eu sunt mai mult. Până la urmă, comisiile sunt formate din membrii. Din membrii Consiliului Local și din membrii din partea administrației publice locale. Dacă vreți, citim și pe dumneavoastră. Dați-vă un pic. Domnul președinte.
care de medicul, membru da, și așa am spus la vă, fiecare comisie în parte. Dăm cuvântul domnului primar. Miza mare de felicitație să l-au spune. Absolut. Asta e pentru că am luat domnul în Timișoara. Da, da, da. Ne-ai participat la votul de la Hawaii. Da. Hawaii. Am luat și de asta. Da, hai zis ca să încheiem așa într-o bună dispoziție. Înainte de urările care sunt firește de a adresa dumneavoastră și locuitorilor orașului, vreau să fac câteva informări legate în special de această perioadă a sărbătorilor. Vă spunea și doamna Ciocărlă mai limitarea traficului. Într-adevăr, sunt nu numai la ordine noi probleme de trafic, ci în toată țara. Știm cu toții că numărul de autovehicule a crescut comparativ cu infrastructura existentă. Astăzi vorbeam și cu viceprimar, s-a luat o măsură de către cei de la Poliția Națională pentru a dirija traficul greu de la strada Mihai Eminescu spre Soseaua noastră de centură, spre Abator. Chiar dacă au fost ceva discuții și aici vorbim de traficul greu spre Suceava, măcar în perioada sărbătorilor, să dirijăm traficul cu ajutorul Poliției Naționale pe zona Abator, Ștefan cel Mare, Timișești, Crisești. Sper că o să găsim înțelegere. Într-adevăr, aici la noi trebuneam să avem și aceste două drumuri naționale care ne încurcă într-un fel sau altul să restricționăm traficul, dar la înțelegere cu Poliția Națională și drumurile naționale vom face tot posibilul să frigizăm cât de cât traficul rutier. Știm cu toții că săptămâna viitoare vom avea acel festival de forum organizat de joi până în duminică. Astăzi am avut ședința cu Comisia Rutieră și cu reprezentanții Poliției și a jandarmilor și s-a hotărât să închidem traficul pentru cele trei zile pe tronsonul Ștefan cel Mare, intersecție cu Serafin Lungu, până la 9 mai și la primărie. Deci pe acest tronson vom închide traficul, astfel încât să asigurăm pentru tinerilor și pentru turiști, dacă vor fi turiști și ne dorim din tot sufletul cât mai mult să avem strada asigurată pentru traficul pietonal, iar traficul va fi dirijat și redirecționat pe străzile laterale. Tocmai din acest motiv am și insistat foarte mult să se termine cât de cât reparațiile asfaltice și cele două străzi să le venim cu un comor asfaltic pentru domnul Adimenescu, strada de la Poliție și strada de la Veneamin Costache, strada care duce spre Mărășești, din Ștefan cel Mare. Și bineînțeles, reparăm străzile adiacente. La fel, din câte am înțeles, vom avea în acea perioadă de eveniment un trafic destul de intens și datorită zilelor vineri. Și vom face tot posibil ca cei de la poliția locală, în special, să stea să dirigeze traficul, chiar dacă sunt puțin și asigură și pază unor obiective. Șeful poliției locale a schimbat deja și programul de lucru. Să lucreze 12 ore, da? Și sperăm să fie bine cât ne permite și nouă legea să facem. Cu solicitarea doamnei consilier Brânceanu, vom verifica să vedem care este baza legală cu acele reclame. Să vedem ce spun, ce spune șeful de la urbanism și ce vă spune doamnele de la... Așa. Iar încheiere vă transmit și eu un nume personal în calitate de primarul orașului. Sărbători fericite, un Paște cât mai liniștit dumneavoastră, familia dumneavoastră. Sperăm să continuăm în aceeași manieră. M-am toate că mi-aș dori pe ultimul an de zile să nu avem un scandal în Consiliu. Mai sunt discuții, sper să fie constructive. Mă bucur că am discuții mai multe cu colegii mei din PSD și nu am mai puține cu colegii din PDN. Dar toate sunt constructive și le-am acceptat și le voi accepta în continuare.
Dacă tot Andrei a spus și numele partidului care îl conduce și a colegilor, a transmis urări de bine și vă transmit în numele organizației PSD Târgu Neamț și a colegilor consilieri, dumneavoastră, din Partidul Național Liberal și, bineînțeles, locuitorul orașului, sărbători fericite, cât mai multe realizări și, în primul și în primul rând, sănătate și înțelegere, numai cu privire la administrația locală și cu privire la tot ceea ce se întâmplă în acest oraș, voit sau nevoit din partea noastră, celor care suntem în fruntea orașului pentru o perioadă determinată. Sărbători fericite și la mulți ani încă o dată celor care sărbătoresc ziua astăzi, la numele și, bineînțeles, domnului veteran în Bono pentru două sărbători din viața dumneavoastră. Mulțumesc. Apropo, e bună, și cât are boxesc cu ochii, pare roșie. Cum? Cât are boxesc cu ochii, pare roșie. Boxesc galbeni, albastre și roșii. Dacă nu-i care nu-i din camere. Da, e posibil și asta. Dar eu o să ne-am urmărit. Care e dar în portocale? Dar ce să vă uite? Bine sănătate și acasă, dumneavoastră și la toți locuitorii orașului Târgu Neamț. La mulți ani. Mulțumim. Aici ați